Încă un an, încă o serie de lansări pe care gamerii le așteaptă cu entuziasm, fie că vorbim despre simulatoare, RPG-uri sau RTS-uri. Bine, mai subțire cu RTS-urile. Gamerii așteaptă an de an următoarea mare lansare. Sigur, în funcție de cât hype există în jurul titlului respectiv și de câți bani au băgat companiile în marketing. Din păcate, trăim într-o lume nesigură în care microtransacția își poate face văzută fața hidoasă în orice formă, fie că discutăm despre loot crate-uri sau despre bonusuri în joc. Ne-am tot ars din 2015 încoace cu aceste obiceiuri josnice, iar acum suflăm și în Anthem după arsurile de gradul 3 pe care ni le-a provocat Mass Effect Andromeda. Dar suntem pozitivi. Noi, gameri în general, așa că anul acesta avem câteva titluri interesante ce urmează să fie lansate, unele dintre ele așteptate chiar de ani de zile. Avem și ceva surprize. 2018 promite să fie un an interesant, câteva dintre titlurile prezente în această listă, având pedigree de joc al anului, sau sunt continuări directe. Ha, if you ask me, get ready to fight! Nu cu mult timp în urmă, IGN dezvăluia lumii unul dintre jocurile despre care nu credeam că le vom mai vedea, Darksiders 3, joc ce urmează teoretic să apară în 2018. Această combinație de gameplay ce încearcă să emuleze Zelda într-o lume post-apocaliptică cu demoni și îngeri și călăreți a prins extrem de bine la public. Darksiders este unul dintre cele mai îndrăgite jocuri la noi în țară, aventurile lui War și Death fiind jucate și para-jucate de către românași mioritici. De această dată vei avea sub comanda ta pe Fury, unul dintre călăreții apocalipsei, și o vei asista în aventura sa de a găsi The Seven Deadly Sins folosind un beach. Gameplay-ul pare promițător, iar echipa originală pare să se ocupe de proiect, ceea ce nu este neapărat un lucru rău. Că tot am amintit despre francize populare în România, Metro urmează și el să primească o bine meritată continuare. Metro Exodus este programat pentru 2018. Comică schimbare, tunelurile subterane ale metroului moscovit sunt acum înlocuite de spații din afara orașului, acum dezolant și plin de monștri mutanți. Noi arme și zone de explorat și un tren se pare că sunt doar câteva dintre noile adăugiri pe care Metro Exodus le pregătește, dar și o rafinare a mecanicilor precedente. Sperăm că de această dată Ranger Mode-ul să nu fie în spatele unui paywall. Și dacă tot am amintit de jocuri populare, Red Dead Redemption are și el o dată de lansare în 2018 într-un final. O nouă epopee Rockstar și încă un joc în care să ne scufundăm sute de ore. Red Dead Redemption 2 promite asta și multe altele. Cu toate că detaliile despre mecanicile de joc sunt încă foarte limitate, ceea ce ne-a arătat până acum Rockstar ne-a plăcut. Avem bandiți, răzbunări, locomotive cu aburi și libertate de exprimare și explodare în vestul sălbatic. Ce poți să nu iubești aici? Poate un joc viitor în spațiu de la Rockstar? Got some money for me, boy. Pentru cei 4 fani care își mai amintesc de Vampire The Masquerade, Vampyr pare să fie un succesor spiritual, mecanica de joc și povestea, aducând aminte de titlul celor de la Troika Games. Vampyr împrumută puțin din aceste mecanici de action RPG și le combină cu ceva din Life is Strange și Wolf Among Us, rezultatul fiind unul dintre cele mai gotice și mai sinistre titluri de până acum. Vampyr pare să te lase să-ți iei singur deciziile și să te desfășori cum dorești în lumea gotică a jocului, Londra arătând cu atât mai sângerie. Dar de departe ceea ce atrage cel mai mult la acest joc este perspectiva că poți transforma în vampir fiecare interlocutor sau îl poți termina fără să faci o victimă. După cum am spus, liber arbitru. Jocurile pe care își pune semnătura David Cage sunt fie aplaudate, fie hulite, iar părerile împărțite. Anul acesta urmează să-și lanseze magnum opusul creativ Detroit Become Human, o poveste despre androizi care capătă sentimente, Cage vânzând acest nou joc ca pe un teatru interactiv, în care jucătorul poate să schimbe fiecare detaliu printr-un simplu gest. Ideea de a te juca cu inteligența artificială pare interesantă, doar că jocurile lui Cage par să pice în nas după câteva ore de gameplay. God of War este și el programat pentru anul acesta, un an în care Kratos se întoarce pe ecranele noastre, după ce aparent a dat ortului Hades jocul trecut, de această dată având un fiu și o nouă provocare. Aventurile distrugătorului de zei par de această dată să-și schimbe atât focusul narrativ, lăsând panteonul de zei romani în spate și introducând troli și alte creaturi fantastice. Evident este plin ochi de quick time events, dar cu noi mecanici adăugate și un kinder pe post de sidekick. Denotat că ștrumful este al lui Kratos și acum înfruntă mitologia nordică. O altă lansare interesantă și așteptată de către noi este Days Gone, un survival zombie game exclusiv pentru PlayStation 4, care te pune în ghetele unui biker ce trebuie să-și ajute frații și să scape de hoarde de zombie. Dacă vi se pare învechit conceptul, ei aflați că de această dată avem și un modificator micuț, sunetul, sunet care joacă un rol extrem de important în joc, dar există și un urs zombie, hai că e cool și arată bine.
Ți-a plăcut aspectul cooperativ din Payday, în care fiecare greșeală a coechipierilor tăi se răsfrângea asupra ta direct? Dacă răspunsul este da, A Way Out este exact ceea ce ți-ai dorit. O experiență cooperativă ca de la creatorii jocului Brothers A Tale of Two Sons. A Way Out propune o experiență cooperativă în care tu și un amic încercați să scăpați dintr-o închisoare federală de maximă securitate. Cu o abordare narrativă diferită și multiple scenarii de terminat, A Way Out pare să fie un sleeper hit de anul acesta. Înainte de final, am păstrat Anthem, acest Destiny cu armuri de Iron Man, la care întreaga industrie se uită cruciș. De ce? Pentru că EA au rafinat arta de a introduce până la refuz elemente intruzive și microtransacții, iar dacă acest joc urmează același trend, s-ar putea să asistăm la decimarea totală a companiei din toate punctele de vedere. Nu doar că publicul și-a pierdut încrederea în acest producător, dar și investitorii, EA fiind votată consecutiv 2 ani la rând cea mai proastă companie din US, chestie care atestă cam cât de firavă este relația dintre gamer și Electronic Arts. Dar Anthem pare promițător, atât timp cât BioWare sunt lăsați să-și facă treaba, poate iese ceva. Pe de altă parte, amânarea lansării pentru mici atenții aduse motorului și microtransacțiilor par să ne indice că EA a încercat și aici să introducă microtransacții, dar s-au cam speriat de opinia publică după fiascoul numit Battlefront 2. Rămâne de văzut ce alte titluri ne mai rezervă anul. Mai avem un Pokémon pentru Switch, un Yoshi și alte câteva titluri interesante de la Nintendo, pe care nu le putem pune pe YouTube pentru că ne place foarte mult de acest canal și nu dorim să-l pierdem din cauza unui copyright strike. Dar mai sunt și alte câteva titluri notabile pe care merită să le trecem în revistă înainte de final, precum Psychonauts 2, Kingdom Hearts 3, Mega Man 11, următoarele COD și Battlefield, noul Spider-Man și, nu în ultimul rând, Crackdown 3. Toate jocuri programate pentru 2018. Dacă ajung sau nu la raft, va trebui să stați aproape de zonă, să apăsați butonul de like și subscribe, dacă nu ai făcut asta până acum. Lasă-ne și un comentariu în care să ne spui ce joc aștepți tu în 2018 și apasă clopoțelul magic pentru a avea parte de clipurile Zona IT ori de câte ori uploadăm conținut fresh.